Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Din nefericire, asistăm la dezinformări și acum și ceea ce nu este în regulă. După logica domnului director Grama, în plin cu război la graniță, trebuie să mergem pe ideea că nu se va întâmpla ceva cu apa din Dunăre? Adică noi trebuie să mergem pe ideea că nu o să fie niciodată probleme cu apa, cu apa din Dunăre? Domnul director, este o chestie total greșită. Avem război, aceea a spus mai devreme. Așa a spus că în momentul mai de față avem sursă alternativă funcțională. Mai departe. Vă rog să mă ascultați și pe mine. Avem sursă alternativă funcțională care asigură nevoia. Vă rog să mă ascultați și pe mine. Dacă luăm din urmă declarația dumneavoastră, din declarația dumneavoastră reiese următorul aspect. Că aceste puțuri sau apa din aceste puțuri asigură necesară de apă pentru fiecare cetățean. Eu vă spun că nu este adevărat că aceste puțuri sunt surse alternative de apă de siguranță și vă rog să verificați documentele și să vedeți că așa este. A doua problemă. Cred că sunt specialist în probleme de genul acesta și știu să citesc și știu să văd ce înseamnă un debit. Știu ce înseamnă debitul la 5 puțuri și știu să fac o socoteală din care este clar că această sursă alternativă de apă este de siguranță, nu este pentru toată populația. Puteți să ne spuneți concret? Mai departe. Ce capacitate au puțurile și câte consumă? Mai departe. Puteți să ne spuneți concret? Domnul Grama, vă rog să mă ascultați și pe mine. Eu n-am venit să discut politic cu dumneavoastră. Dar nu discutăm. Sunt lucruri extrem de serioase pentru călărași și pentru populația Călărașului. Noi nu glumim aici. Domnul Grama, noi nu glumim aici. Spuneți-mi. Vă rog să mă ascultați mai departe. Iar consumul este de 300 și... Ați fost unul dintre persoanele care s-au agitat foarte mult legat de pierderile de apă de la această societate. Și v-am apreciat foarte mult acea vreme. Din analizele noastre și din analizele pe care dumneavoastră ne le-ați predat, reiese că sunt pierderi de 56%. Și v-am solicitat și v-am rugat ca astăzi să ne prezentați o strategie de reducere a acestor pierderi. Se pare că dumneavoastră ați abandonat ideea de eficiență în momentul când ați ajuns pe funcție. Dumneavoastră astăzi trebuia să ne prezentați un document asumat de dumneavoastră prin care ne spuneați: aceste sunt reducerile în decurs de un an, de 2, de 5 ani. În momentul când ați ajuns pe funcție, se pare că ați abandonat această idee, nu vă mai interesează. Ceea ce iar este foarte grav. O a treia problemă. V-am solicitat să ne spuneți care este strategia dumneavoastră de reducere a prețului de apă la apă către cetățeni. Nu ne-a spus nimic nici acum. Știți foarte bine că dacă aveți o strategie de reducere a pierderilor, e automat să reduce și prețul la metru cub de apă. Nu ne spuneți acest lucru. Mai grav este că încercați prin atitudinea dumneavoastră să treceți chiar la jigniri, atât către mine cât și între Consiliul Local. Vă rugăm să ne prezentați date concrete, să ne prezentați strategia de reducere a pierderilor. Poate chiar poate nu se înțelege ce sunt aceste pierderi. Dom'le, 56% din debitul Dunării este extrem de mult. Asta înseamnă că pe fiecare stradă, la fiecare cod de stradă, trebuie să avem bălți. Și nu este așa. Acolo este vorba de altceva și vă rog, domn director, să ne spune situația. Unde sunt aceste pierderi? Sau care este situația? De ce nu ne spuneți? Mai mult decât atât. 20%. Bun. Legate de faptul că aceste puțuri sunt funcționale, sunt alimentate, ceea ce nu ne-ați confirmat prin declarația dumneavoastră, și este foarte important încă un lucru. Trebuie să spuneți populației și să ne spuneți care este problema cea mai principală a acestor puțuri. Și anume că atunci când s-au furat, ele au trecut printr-un strat de sulf. Și le sunt extrem de sulfuroase. Lucru care e foarte greu
o să scoți prin tratamente chimice lucrul ăsta. Vreau să le spuneți lucrurile de genul acesta, că astea sunt lucruri interesante și pentru noi și pentru populația Cărărașului. Și a doua problemă, domnul președinte, Nu era pentru dânsul, era încă o întrebare și mă opresc, asta vreau să spun. A apărut în presă și dacă este adevărat, e o problemă în sensul că un medic a fost angajat la spitalul județean. Dom'le, în presă spune că este un escroc. Eu nu vreau să cred lucrul acesta, dar în presă am văzut că sunt date și fotografii și date și că nu este ceea ce pare. Bani dacă totuși să clarificăm acest lucru. Nu, nici măcar are un nume nu știu exact, dar cred că domnul... Care presă, domnul? Deci a apărut și vă aduc articolul în care mi se... Da, mi se pare că... Da, se spune că este un escroc. Da, că a fost descoperit în mai multe părți până a ajuns la noi. Dar nu știu exact, așa că... Posibil să fie o... Păi și ce legătură are cu Grau? Mulțumesc, domnule. Domnul Grau, v-a fost